Începând cu săptămâna viitoare, toate blocurile din capitală vor fi conectate la agent termic. Anunțul a fost făcut astăzi de Primăria Capitalei. Multe persoane nu doresc să fie asigurate cu căldură, pentru că afară temperatura aerului depășește 15 grade Celsius. Însă primarul Capitalei, Dorin Chirtoacă, susține că pe parcursul următoarelor zile temperatura aerului simțitor va scădea și ar fi bine ca la începutul săptămânii viitoare sistemul de încălzire să funcționeze. În cazul în care se va modifica prognoza meteo, se va amâna conectarea cu 3 zile. Astfel, între 28 și 1 noiembrie, chișinăuienii vor fi conectați la sistemul de căldură. Amintim că începând cu 1 octombrie, școlile și grădinițele din Chișinău au fost conectate la sistemul de încălzire.